Care sunt cele trei solicitări pe care le aveți față de conducerea clubului UTA? După cum va apărea probabil și în presa scrisă, cele trei solicitări sunt 1. Rezolvarea cazului Vasilevici. Prin rezolvarea cazului Vasilevici înțelegem în primul rând obținerea și punerea deoparte a sumei de bani necesară rezolvării acestui caz. În al doilea rând, efectuarea tuturor demersurilor legale pentru a închide acest caz. Asta înseamnă o negociere cu impresarul, corespondență cu TASO și cu UEFA pentru a vedea în ce măsură această obligație a FCM UTA se va întoarce împotriva FC UTA SA și, în ultimul rând, obținerea sumei de bani și închiderea casei. Al doilea lucru pe care o solicităm conducerii clubului UTA este o mai mare transparență față de spectatorii acestei echipe. Prin asta înțelegem un plan pentru acest sezon, dacă nu pentru mai multe sezoane, prin care conducerea clubului să explice clar care este bugetul acestei echipe și care sunt obiectivele echipei. Chiar dacă nu e vorba de promovare, noi dorim să obținem în mod clar o certitudine că această echipă va avea susținere financiară și de marketing pentru acest sezon, pentru a-l încheia cu brio, mai ales că în acest an vom avea două meciuri importante cu vecinii de lângă Timișoara. În treilea rând, am dorit să demareze clubul, dacă nu e deja prea târziu, o politică de marketing clară, prin care spectatorii bătrâne doamne să poată beneficia de materiale promoționale și de nu numai, prin care să atragă lumea la stadion, să atragă atenția autorităților față de acest club și să crească prin asta spectacolul fotbalistic și sportiv în general. Care se poate clubuta față de autoritățile locale în ceea ce privește stadionul Francis Nava? După cum se cunoaște, în urmă cu mai mulți ani de zile se vorbea de existența unui studiu de fezabilitate și unui proiect de modernizare a stadionului, însemnând peluze noi și supraînălțarea tribunelor. De când echipa a retrogradat din Liga 1, din păcate nu s-a mișcat nimic concret în acest sens. Sportul Buta își dorește demararea acestui proiect de cel puțin anul acesta cu modernizarea unei peluze, construirea uneia noi conform proiectului, pentru că noi considerăm că Aradul merită un stadion nou, indiferent de locul echipei, de unde joacă, din ce divizie, cum arată echipa și ce performanțe are. Aradul, iată, pierde în continuare teren în fața altor orașe fără istorie fotbalistică, precum Drobeta, Turnu Severin sau Petra Neamț, în competiția aceasta a arenelor sportive. Noi suntem cam ultimii din țară, încă din de zeci de ani, putem să spunem, și noi suporterii ne dorim recuperarea cât mai rapidă acestui decalaj. Dacă administrația Ardeană, primăria Arad, Consiliul Județean consideră că nu au fonduri în acest moment, noi ne oferim să-i ajutăm prin identificarea unor surse de finanțare. Bun, ce mesaj are suportul clubului pentru suporterii Ardeanei și pentru iubitorii de fotbal din Arad pentru sezonul care începe? Mesajul suporterilor Buta către suporterii UTI și către iubitorii fotbalului din Arad este de a îndemna să revină la stadion, să readucem pe stadion acea atmosferă din anii de glorie ai clubului, să ne reamintim plăcerea de a viziona un meci al UTEI și de a vedea împreună victoria ale echipei noastre, cu atât mai mult cu cât în campionatul care urmează ne vom reîntâlni cu rivalii tradiționali din Timișoara și ne dorim ca toți suporterii să fie prezenți și să-și încurajeze echipa din primul până în ultimul minut.